ușa la șofer și apoi... Apoi... Tragem de maneta aceasta ca să deschidem capota. Deschidem capota de la motor. Și bun, acum în funcție de becuar, dacă e de pe partea dreaptă sau de pe partea stângă. Scoatem acest capac din cauciuc din spatele farului. Pur și simplu împingem de el înspre spatele farului. Iată. E un pur și simplu un capac din cauciuc, destul de flexibil. Puteți să trageți de el chiar. Puteți să trageți de el chiar de această bucățică din cauciuc. Bun. Și apoi introducem mâna în interiorul farului. Arată în interiorul farului. Iată. E mai greu de filmat în interior. Bun. Acela e soclu sau suportul de bec. Bun. Acesta trebuie rotit înspre partea stângă a mașinii. Rotim el către iată. Bun, acesta e becul. Iată și suportul. Vedeți că are și niște săgeți pe el. Bun. Îl scoatem de aici. Îl puteți să-l prindeți de sticlă pentru că acesta oricum e ars. Îl zgălțiți un pic ca să iasă. Puteți să-l apucați de bază. Este un pic mai greu. Iată-l, a ieșit. Vedeți, are o poziție. În poziția aceasta, altfel n-aveți cum să-l puneți greșit. Să-l puneți exact așa cum e. Iată-l, se vede că are filamentul întrerupt. Asta înseamnă că e ars, nu mai poate fi folosit. Montăm noul bec H7. Un bec acesta îl găsiți și în descrierea videoului. Bun, acesta vedeți că e bun, are filamentul întreg. Bun, îl montăm în poziția în care l-am scos. Îl introducem în aceeași poziție. Vedeți că are aici o săgeată, partea asta. Are o săgeată și partea cu săgeată e această bucată. Introducem această bucată unde arată săgeata. Bun. Îl introducem în interior. Nu puneți, nu atingeți cu mâna suprafața de stic. Bun, l-ați poziționat, l-ați pus în, l-ați fixat în soclu și apoi îl introduceți înapoi în interiorul becul, în interiorul farului. Duceți în poziția aceasta. Puțin, puțin vedeți aici partea aceasta cu... Îl introduceți puțin oblic. Vedeți că după ce l-ați introdus, el trebuie răsucit către partea dreaptă, către siglă. Și l-ați prins în soclu. Deci, practic, că în momentul în care l-ați desfăcut, l-ați dat un pic în stânga. L-ați dat un pic pe partea aceasta de care prinde să fie ușor pe orizontală și apoi îl introduceți și îl întoarceți aproximativ înspre poziția verticală, dar nu de tot. Bun. Haideți să-l introducem în poziția aceasta, cu partea aceasta undeva aproape de sus.
Iată, așa se introduce în interior. Se introduce în poziția aceasta. Iată, așa se poziționează și apoi se răsucește către... Iată poziția și apoi răsuciți către dreapta mașinii, către centru. Iată. Bun, și apoi, pe ce l-ați poziționat, puneți capacul de cauciuc și închideți capota.